Noua clinică de geriatrie a fost inaugurată astăzi la Timișoara. Lucrările la clinică au început în urmă cu 2 ani. Astfel au fost efectuate reparații la acoperiș, instalații, fațadă și curtea interioară. Fiind imobil istoric, au fost montate geamuri din lemn stratificat, iar vechea poartă din lemn a fost restaurată. Totodată a fost achiziționat și echipamentul medical necesar. În mod evident vorbim de un serviciu nou. Compartimentul de geriatrie este un serviciu în care există paturi de spitalizare continuă. Deci acești pacienți sunt internați, iar înainte de a avea acest compartiment, vorbeam despre un ambulatoriu de specialitate, unde un cabinet de consultații oferea, sigur, tratament patologiei specifice, dar doar în ambulator. În momentul de față, doamna doctor Vancea și colectivul oferă servicii de spitalizare continuă. Vorbim de 7 paturi, 2 saloane, ați văzut care sunt condițiile oferite și sigur că în momentul în care activitatea va fi mai bine cunoscută în oraș, atunci și solicitările și rulajul vor fi mari, astfel încât să depășim ceea ce pentru acest an s-a contractat ca servicii cu casa și să putem face pasul spre mai bine. Clinica de geriatrie din Timișoara este a doua din țara noastră după cea de la București. Valoarea totală a investiției este de peste 500.000 de lei, iar finanțarea a fost realizată de la bugetul local.